Vă salut, oameni buni! Ne aflăm la o jumătate de oră de mers cu mașina din orașul Alba Iulia. Am trecut de Ampoița, am trecut de Lunca Ampoiței și am venit într-un loc frumos, în natură, să stăm puțin cu Bruno, să se plimbe și el, să-și facă nevoile, iar apoi mergem mai departe într-o mică aventură. Sunt împreună cu Baby, cum spuneam, cu Bruno. Și uitați și voi ce loc frumos am găsit noi aici. Am venit să explorăm și noi puțin zona. Da, băiatul, du-te! Du-te, băiatul! Am venit să explorăm zona. O zonă superbă. Am trecut și prin cheile Ampoiței. Am văzut că ar fi și o peșteră, peștera liliecilor, de vizitat. Dar imediat după ce plecăm de aici, facem și câteva opriri. Îți place? Foarte mult. Te frig? Da. Eu nu sunt, vă lăsați păcălit de soare weekendul ăsta, e frig tare. Eu sunt în tricou și nu e frig, chiar e bine. Mai devreme era cam răcoare, dar acum e regulă. Aici este o rulotă, se pare că stă de ceva vreme în acest loc. Are în față un mic grătar, lemne pentru foc. Nu știu a cui este, bănuiesc că ori mai veni pe aici cu oile și să mai stea, nu-mi dau seama. Dar uitați cât de frumos este locul. Sunt câteva vetre de foc, ar fi un loc bun de campare, dar nu există semnal, nici pe Vodafone și nici pe Digi. Ia uitați aici, o vatră de foc, o buturugă pe care să te așezi, exact lângă râu. V-am spus, ar fi un loc perfect pentru campare, dar nu este semnal. Dar într-o zi cu soare, merge să vii la un grătar aici. Baby, mergem? Cam așa arată drumul. Nu este prea bun, dar cu o mașină cu gardă înaltă se poate ajunge. Vedeți? Sunt niște gropi, a plouat zilele astea, s-au umplut cu apă, dar puțin mai în față începe asfaltul, unde începe și satul. Am oprit puțin aici, în Lunca Ampoiței, pentru că am văzut această pancartă. Nici nu știu dacă este vorba de teren sau și terenul și casa. Cred că este vorba de proprietate. Sunt curios cât ar fi terenul de vânzare aici, în zona. Deci acolo e o pancartă și încă una aici. Aici este vorba de un teren de 829 metri pătrați. Este intabulat și construibil, adică intravilan. Bănuiesc că este vorba de acest teren, mai mult ca sigur. Și imediat lângă, această casă este de vânzare. Vreau să sun, dar nu am semnal deloc, nici pe Digi, nici pe Vodafone. Voi suna când voi avea semnal, când ies din zonă de aici și vă voi spune care este prețul. Sincer, nu știu dacă sunt și la casă,
pentru că eu sunt curios de teren. Dacă sunteți curioși, uitați aici încă o dată numărul. Râul trece prin spatele proprietății și casa arată destul de bine. O casă nouă, frumoasă. Uitați aici, vecinul își construiește o cabană. Aici vecinul are doi câini mari și frumoși, serioși. De fapt, sunt 3 câini, 4 câini, 4 dulăi, 5. Deci nu vine să cred, cred că are și oi. Cât de frumos e asta. Deci 5 dulăi am numărat eu aici. 1, 2, 3, 4 și mai unul mai spate, 5. Satul este superb. Deci foarte frumos, se întinde așa, pe lângă râu. Haideți să fac o plimbare scurtă, dacă tot am coborât din mașină, să vi-l prezint așa puțin. Pe partea dreaptă râul, sunt și case, iar pe partea stângă sunt case, dealul frumos, împădurit. Practic, satele acestea se află așa, într-o vale. Mai în față sunt cheile Ampoiței, un loc frumos. Și v-am spus, din Alba Iulia până în punctul acela unde am filmat la început, am mers cam o jumătate de oră cu mașina. Până la intrare în satul Ampoița, faci un sfert de oră. Ia uitați aici o cabană frumoasă, nouă, aranjată bine. Foarte frumoasă chiar. Altă cabană. Aici este un loc de grătar. Mai mult ca sigur este o cabană de vacanță, unde vin domnii de la oraș în weekend sau în vacanțe să se relaxeze. Aici este intrarea în cheile Ampoiței. Foarte frumos peisajul. Pe partea aceasta stâncos. Aici râul. Și să vedem peștera liliecilor din cheile Ampoiței. Descrierea peșterii. Peștera liliecilor din cheile Ampoiței are o dezvoltare de 311 metri și o denivelare pozitivă de 13 metri. Peștera este închisă în scopul protejării liliecilor. Accesul la această peșteră se face numai pe baza avizului administratorului cu autorizație. Deci peștera este închisă. Oricum, nu știu unde este. M-am uitat așa pe aici în jur. Eu nu știu unde este peștera, dar din păcate este închisă. Da, așa arată cheile Ampoiței. Frumoase, nu sunt prea înalte, dar merită o vizită. Mai ales pe timp de vară, când este canicul afară,
mai mult ca sigur, aici este un loc răcoros. Și am intrat în satul Ampoița. De aici până în oraș, în Alba Iulia, faci 20 de minute cu mașina. Ce am observat eu în aceste sate, foarte multe case sunt de vacanță și chiar mă întrebam ce fac ei fără semnal aici, pentru că dacă nu este pe Vodafone și nici pe Digi, cam greu să fie în alte rețele, adică nu este nici măcar o liniuță. Dar fiind case de vacanțe, ia uitați-o pe aceasta aici, de exemplu, mă gândesc că oamenii vin pur și simplu să se rupă de cotidian. Nu îi mai interesează că au semnal, că n-au semnal. Baby, ce părere ai? Că sigur așa e. Când vine weekendul, ce vrei, să sune telefonul de la muncă? Nu vrei. Nu, dar aș vrea să am de ales, să-l pot închide eu de bunăvoie. În caz că ai nevoie să dai un telefon sau ceva, da. Da, probabil cine știu, o fi semnal pe Orange, de exemplu. Zic și eu. Da. Am găsit aici un loc interesant, vă arăt imediat, dar înainte vreau să citesc ce scrie. Taxă barbecue, grătar, masă cu băncuțe. 50 de lei, 5 ore. Prioritate în parcare pentru cei care plătesc taxele de grătar și teren. Ca să înțelegeți, este proprietate privată mai mult ca sigur. S-au amenajat aici niște foișoare și locuri de grătar. Aici este drumul, aici este râul și pădurea. Foarte frumos locul. Vedeți, aici un foișor, aici un mic parc în caz că veniți cu copiii și terenul de fotbal aici în față. Și aici toalete, mai mult ca sigur. Terenul de fotbal, coșuri de gunoi și începe o zonă unde sunt grătare, băncuțe. De exemplu, vedeți aici, ca la separeu, băncuțe, masă și grătar. Alt grătar, cred că sunt peste 10 grătare ce am văzut așa în mare, dar sunt răsfirate. Vedeți, încă unul aici. Cât de frumos acest pod mic ce trece peste un mic pârâu, alt grătar și drumul continuă, iar acolo sunt alte grătare, alte mese. Bruno, haide băiatul! Haide Bruno! Frumos locul! Nu înțeleg chestia asta, 50 de lei, 5 ore, grătarul, adică nu-i pe zi, nu vin să stau o zi întreagă, dacă stau o zi întreagă, să zic 10 ore, hai, să plătesc 100 de lei, în fine, după cum vedeți, nu este nimeni aici, dar probabil pe timp de vară sunt oameni, 50 de lei, 5 ore, scoate banul. 5 ore? Da. Este al primăriei, nu este privat. A, da? Da. Și sincer, deși locul este frumos, nu e așa frumos ca altele care sunt gratuite. Pe normal. Dacă e gratuit, e mai frumos. Nu, adică sunt mai frumoase, cum e la... Am uitat cum îi zice acolo. Cum era unde am început vlogul, de exemplu. Da. Păi da, dacă e natură pură, să zic mai așa. La locuri amenajate. A, da. Am fost noi în jurul Albei, în câteva locuri din astea de popas,
mult mai frumoase și gratuite. Deci acolo scrie județul Alba, primăria comunei Metes. Meteș sau Metes. Aici sunt regulile de utilizare a acestui parc, dar are dreptate, baby, dacă parcul este al primăriei, înseamnă că și locul este al primăriei. Și nu înțeleg de ce ar cere bani. Și nu înțeleg chestia asta, 50 de lei 5 ore, adică nu stai o zi. În fine, locul este frumos. Tocmai ce ieșim din satul Ighiel și mergem la iezerul cu același nume, avem 10 km de parcurs, dar durează cam o jumătate de oră cu mașina. Am întrebat aici în sat și mi s-a spus că se poate ajunge cu această mașină. Ai zis, cu asta da, ajungeți. Asta înseamnă că drumul este, cum îi spune, un drum de teren. Deocamdată, vedeți și voi, este asfaltat. Încă suntem în sat și urmează acum să ieșim. Foarte frumoasă zona. De la Ampoița până aici am făcut cam un sfert de oră cu mașina. Încă suntem în zona Alba Iuliei. Drumul închis perioada de iarnă, din luna 12 până în martie. Sper să nu ne întâlnim cu prea multe mașini de-astea pe drum. Aici avem puțin spațiu de manevră, dar mai în față nu știu cum pleacă lemnul. Cum pleacă lemnul de aici din Apuseni. Ia uitați ce de căsuțe pentru vacanță aici. Suntem la jumătatea drumului de a ajunge la iezerul Ighiel și uitați ce frumuseți! Toate sunt noi, bănuiesc că nu au fost niciodată pe aici case tradiționale. Panouri solare, de fapt normal că nu există curent în zonă, nici semnal la telefon nu este. Dar drumul până aici a fost mai mult decât în regulă. Bine că mi-a adus aminte, baby, că am văzut casa aceasta de vânzare, pentru că am uitat să sun la acel număr din lunga Ampoiței, să văd cât costă terenul, dar până la sfârșitul vlogului voi suna. Iarăși ceva frumos. Drumul devine din ce în ce mai rău și vreau să merg puțin pe jos, să văd cum se prezintă. Mai în față am văzut pe hartă că sunt și niște serpentine, nu-mi dau seama dacă urcă mai încolo. Din moment ce sunt serpentine, cred că urcă.
A și plouat zilele astea, e și nămol și nu vreau să rămânem în podmoliți pe aici. Eu merg înainte pe jos, baby în spate cu mașina. E cât de cât se poate deocamdată. Dar nu recomand să veniți cu mașină normală, trebuie să ai 4x4. Clar. Mai ales acum că a plouat, e destul de rău. Ia uitați ce poartă mare aici, Marea Mureșană. E incredibil de frumoasă. Cred că suntem de mai bine de o jumătate de oră pe drum. Mai avem încă puțin. Am întrebat pe niște oameni, erau cu tafurile mai în spate, cu niște tractoare, cu lanțuri pe ele. Și vreau să spun că pentru un lac nu merită să bagi mașina pe drumurile astea. Ighiel, lacul Ighiel, nu știu. Poate mai degrabă să faci o drumeție de câteva ore pe jos. Uitați și voi. Nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar e varză drumul. Într-adevăr, ne mișcăm, dar ce părere ai, baby? De aștept să ieșim de aici, la principal, ca să-mi iau o piatră de pe inimă, că... Las că la întoarcere conduc eu. Nu stai liniștită dacă conduc eu, nu? Da, deja cred că întoarcem aici, pentru că n-are rost să mai continuăm. Ăsta este iezerul Ighiel. Este o aventură să ajungi până aici. Vă spun sincer, dacă nu ar fi plouat zilele astea, era mult mai bine. Ia, hai să vedem. Ighiel, 3 ore. Practicabil tot timpul anului. Traseu de mers pe jos, deci până în satul Ighiel sunt 3 ore de făcut pe jos. Platoul Ciomărna, 1 oră, Zladna, 8-9 ore. Dă-i! Dă-i normal! Oprește motorul! Normal, drumul duce așa pe acolo, dar nu vrem să mai mergem. Am ajuns până la iezer sau lac, sau cum vrei să spuneți. Uitați și voi drum. Gata, până aici a fost drumul, ne întoarcem. L-am văzut, ne-a plăcut, dar v-am spus. Consider că nu merită efortul de a veni până aici, cel puțin după ploaie. Dacă era drum uscat, clar era mare diferență. Uitați și o casă acolo, exact pe marginea lacului. Și cam așa arată. Văd și ceva oameni pe terasă, o fi pensiune.
Pe hartă nu scrie nimic ar fi vreo pensiune aici. Și am ajuns înapoi în satul Ighiel. Am făcut socoteala de aici până sus la lac și înapoi. Am făcut o oră și 40 de minute. Bineînțeles, am mers încet. Și ce vreau eu să vă arăt aici? O vâltoare. Faza tare este că oamenii încă spală covoare la ea și ce mai au nevoie. Sunt curios să văd cum pot să traversez râul, să ajung să filmez mai de aproape. Cum ajung la ea, baby? Ai văzut? Ajunge proprietarul, că se intră de la el în curte, nu-i pentru toată lumea. Da? Da. A, înseamnă că e... Deci sunt niște scărpi aici, niște trepte. Nu e pe marginea proprietății cuiva aici îngrădit. Îmi este foame de nu mai pot și aici miroase puternic a cartofi prăjiți și cu cârnați. Abia aștept să ajunge să mâncăm ceva. Acest pod, sper să nu se supere cineva. Și vedeți, este o potecă așa, pe lângă gard. Pe lângă proprietățile oamenilor. Mă și miram să fie pe proprietate privată, pentru că de obicei astea la râu, chiar dacă aparțin cuiva, oamenii îi lasă și pe alții să spele. Ia uitați ce de covoare aici la uscat. 1, 2... Trei, patru, cinci. Foarte tare. Vedeți, acolo se pune covorul și cu forța apei se creează aici centrifugă, ca la mașina de spălat și se spală natural. Nu se pune niciun detergent, nimic. Îmi dai camera să te-o țin? Faci o baie? Nu fac o baie, dar aș face. Dar vezi că e destul de veche, se vede. Cine mai face dragostea mea în zilele noastre așa ceva? Serios! Da, sunt bune, îți dai seama că nu poți să speli un covor la mașină spălat. Pentru că făceai un lucru... Pături, etc. Da, ia și pe aici. Încă o potecă. Ca să vă arăt de unde vine apa. Vedeți? Merge pe acest șgheab. Îi trebuie ceva putere acolo să cadă, să vină cu putere jos, înțelegeți ideea, ca să creeze centrifuga. Ingenios, nu? Strămoșii noștri erau destul de deștepți, niște buni ingineri, aș spune eu. Practic, asta este o mașină de spălat antică și de demult. Noi acum ce facem? Batem covoarele bine și după aia le facem cu o pere, ceva le curățăm. Așa le pui și le cureți natural. Dar miroase a cartofi prăjiți și cu cârnat. A fumat, ne-a fumat și prăjit, dar ce să zic, m-a bușit tare. Și mi-era foame de ceva timp. Exact asta aș mânca și eu. Hai să vedem dacă găsim. Și am ajuns undeva pe lângă orașul Tăiuș. Punctul acesta se numește Tăiuș Căpud. În acest loc am dormit vreo 3 nopți, nu la rând. Când mai veneam pe aici prin zonă sau treceam, aici campam mașina. Este un loc frumos amenajat, cu foișoare, locuri de grătar, coșuri de gunoi la fiecare pas. Vedeți și voi. Seara aici este chiar luminat locul, pe aici trece râul Mureș. Deja știu să-l prezint ca la carte, de câte ori am fost pe aici. Și ne-am cumpărat și noi ceva de mâncare, șnițel
cu cartofi prăjiți, baby și-a luat și acolo niște pește. Bruno și-a făcut un prieten. Între timp a sunat și la acel teren din Poiana Ampoiței. Terenul pe care l-am filmat eu deja se vânduse, parcela aceea de 800 ceva de metri. Și a zis că mai are o parcelă sau? O parcelă de 2600 de metri, tot acolo. 2600 de metri pătrați, iar metru pătrat costă 15 euro. Cu râu care trece pe mijlocul terenului. Ce nervos ăsta. Și e negociabil. Cred că mi-ați vreo 3 ori că e negociabil. Adică, dar tu cât dai? Eu ți-am spus cât cer, tu cât dai? Gata și masa, să ne fie de bine. Haideți să vă arăt puțin. Aici, vedeți, este o pancartă care scrie loc de campare. În caz că sunteți din zonă, puteți veni, aveți locuri de grătar, v-am arătat. Există și o toaletă ecologică aici, Foișoare și râul Mureș. Vă spun sincer, este un loc foarte frumos și liniștit. Din când în când mai vin cei din zonă pe aici la un grătar, dar eu de câte ori am venit a fost liniște, n-am avut, nu știu, nicio neplăcere, să zic așa. Îți place, baby, locul? Stai, aici am dormit de 3 ori, exact în locul acesta, numai că parca mașina cu spatele spre râu. Și ai stat odată și aici? Nu. Nu? Nu. Sau ai vrut? Nu. Mergem? Da. Aceasta a fost plimbarea noastră pe ziua de astăzi, aventurile pe aici prin zona Alba Iuliei. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, pe noi ne ajută mult. Lăsați un comentariu, ce să zic, dacă mai și distribuiți ar fi minunat. Până data viitoare, vă urăm o zi frumoasă, toate cele bune! Pa, pa!